doamne primar. Nu-i călinic, prin harul lui Dumnezeu, arhiepiscop al Sucevii și Rădăuților, investit fiind de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu responsabilitatea apostolică episcopală în Ținutul Sucevei, conferim cu părintească dragoste Ordinul Mușatinii, doamnei Violeta Zenovea Țăran, ca celui care se străduiește în slujirea semenilor în demnitatea de primar al Comunei Berchișești, urmând domnilor Moldovei și al altor vrednici titori de țară și de neam. Data reședința arhiepiscopală, anul mântuirii 2021, luna 9, ziua 5, semnată de înaltea sfințitul arhiepiscopul nostru Calinic. Vrednică este! Vrednică este! Și părintelui paroh tânăr, dar cu energie și cu dragoste multă față de credincioși și față de Sfânta Biserică, în al preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic îi oferă un ordin. Părintele are deja o cruce de înspusul de a jos, nu de pe umeri, ci de la grumaj, un ordin cu cruce, ordinul Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Părinte, noi, Calinic, prin harul lui Dumnezeu, arhiepiscop al Sucevii și Rădăuților, investit fiind de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu responsabilitatea apostolică episcopală în Ținutul Sucevei, luând aminte la cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care îndeamnă ca fiecare să se silească pentru a se arăta încercat înaintea lui Dumnezeu, lucrător cu față curată, drept învățând cuvântul adevărului, 2 Timotei 2:15, dar și care adeverește cunoscut a Domnul pe cei ce sunt ai săi, 2 Timotei 2:19, în semn de prețuire pentru cultivarea valorilor creștine și activitatea mărturisitoare întru Hristos și Biserică, conferim cu părintească dragoste Ordinul Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, părintelui Ionel Coca, din parohia Sfântul Ierarh Nicolae, Berchișești, întrucât a urmat exemplul Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, tânărul înțelepțit de Dumnezeu, care și-a îndeplinit cu devotament slujirea sa și și-a fundamentat credința ortodoxă pe înțelegerea Evangheliei, mărturisind-o curajos seminilor săi prin faptă și cuvânt. Binecuvântați sunt toți cei care prin jertfa lor personală continuă exemplul de slujire al strămoșilor și se fac lucrători asemenea îngerilor în împărăția lui Dumnezeu. Dată în reședința arhiepiscopală din Suceava, anul mântuirii 2021, luna a 9-a, ziua a 5-a și semnată de înaltea sfințitul arhiepiscop Calinic, arhiepiscop al Sucevii și Rădăuților. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Înalt preasfinția voastră, părinte Teodosie, preasfinția voastră, părinte Damaschin, îngăduiți-mi 3 minute pe ceas să vă mulțumim și eu din toată inima, căci cu ajutorul lui Dumnezeu și cu binecuvântarea înaltă a Sfințitului Calinic ne aflăm astăzi aici să sfințim biserica noastră dragă a satului, care are aproape 170 de ani. Biserica pentru prima dată acum pictată, cu dragostea enoriașilor și cu ajutorul primăriei, a doamnei primar, a Consiliului Local, a Consiliului Parohial și a tuturor creștinilor de bine care au trecut prin biserica noastră și au avut dragoste să ne dăruiască câte ceva, să o putem înveșmânta. Vă mulțumesc tare mult pentru tot ce ați făcut pentru noi și să mai ne călcați pragul de câte ori treceți prin zonă.
Preasfinția voastră, să-i duceți mulțumirile noastre a întregului sat și înalt preasfințitului Calinic pentru binecuvântarea dată de astăzi. Vreau să mai mulțumesc părinților consilieri care sunt de față, părintelui inspector, părinților slujitori și tuturor oaspeților de seamă care sunt astăzi invitați și ne-au bucurat cu prezența lor. Dacă vreodată am îndrăznit prea mult, vă rog să mă iertați. Dacă am îndrăznit prea puțin, am timp să îndrăznesc și vreau să rămânesc și eu un alt preasfințitului cu o icoană cu Sfântul Ierar Nicolae, ocrotitorul satului nostru. Și preasfințitului Părinte Damaschin, la fel, aceeași icoană argentată cu Sfântul Ierar Nicolae. Ca semn de prețuire și bucurie că astăzi se află în mijlocul nostru, din partea parohiei noastre. Vă mulțumesc, blagosloviți! Și eu vă mulțumesc și cer deslegare. Slujba nu s-a terminat, dar plec mai repede că mă așteaptă cu unii și potezuri la Constanța. Sunt păstorul lor și nu pot să-i părăsesc. Vă mulțumim tuturor și iată, duceți în altul Sfântului Calinic. Și astăzi și aseară la metocul Dragomirnic și ieri dimineață cam